știa, cumva știa piesa și zic, aoleu, să vezi că eu trebuie să recuperez, eu trebuie să învăț acum, sunt, mă simțeam super în urmă. Pentru mine versurile în general sunt un stres, nu știu, e mult mai ușor să învăț linii melodice decât versuri. Deci stăteam și mă trezeam noaptea și începeam să-mi repet o strofă în cap. Pentru că avem impresia că... Auzeam și pe ea, deci vocile din capul meu era vocea Anastasiei și vocea Teodorei. E o fată atât de drăguță și micuță și scumpică și ghiși ce? O cheamă Bianca Alexandra. Exact așa cum le cheamă pe fetele mele, Bianca și Alexandra. O voce mai țapănă decât alta. Pe data viitoare,